Salut, eu sunt Paul și am observat că în videourile mele nu am vorbit foarte mult despre bacalaureat, doar am menționat despre el și, având în vedere că mai sunt 3-4 săptămâni până la susținerea acestui examen, m-am gândit să fac un video unde explic ceea ce a însemnat pentru mine bacalaureatul, cum am pregătit și să vă dau câteva sfaturi pentru a lua o notă cât mai bună la acest examen. La începutul clasei a 12-a, deși toți colegii se pregăteau pentru bac și pentru admitere, eu aveam în gând numai o olimpiadă de informatică. Trebuia să învăț cât mai bine pentru a lua un rezultat la olimpiada de informatică. Astfel am început să mă pregătesc cât mai intens, am neglijat celelalte materii, pe mine m-a interesat doar informatica. Am început să iau cu mine la liceu în fiecare zi laptopul și să lucrez de fiecare dată când aveam un timp disponibil. Am vorbit cu profesorii care erau mai înțelegători să-i rog să mă lase să lucrez în ora lor, pentru că unele materii chiar nu erau relevante pentru mine și am zis că mă pregătesc pentru olimpiadă. Unii au înțeles, iar unii nu. La o săptămână, două după olimpiadă, veneau simulările de bacalaureat și eu nu eram pregătit decât la informatică. La română nu știam mai nimic, la matematică nici pe atât. Și rezultatele au fost pe măsură. La informatică nu mai știu exact ce notă luasem, nici la română nu mai știu exact, dar știu că la matematică am luat nota 4. Și totuși era în clasa 12, peste câteva luni trebuia să dau bacalaureat și eu luam 4 la matematică în simulare. Dar după simulare tot nu m-am apucat să învăț pentru bacalaureat, pentru că urma concursul de preadmitere de la facultatea din Cluj și tot la informatică continuasem să mă pregătesc. Astfel, după concurs, când am văzut că am luat o notă destul de bună și mai trebuia să mă pregătesc la informatică pentru admitere, am început să pun mai mult accent și pe materiile necesare la bacalaureat, la română și la matematică. Știu că în fiecare duminică lucram câte 2-3 ore cu ajutorul cuiva la matematică, lucram subiecte de bac, mai grele, mai ușoare, doar ca să fiu sigur că o să iau o notă destul de ok. Anul trecut, când se dădea admitere la facultatea din Cluj, nu era necesar decât nota din preadmitere sau din admitere, eventual și nota mai mare dintre matematică și info la bacalaureat, doar dacă voia chestia asta. Deci putea să fie 100% media din concurs sau 75% nota din concurs și 25% nota de la mate sau de la info din bacalaureat. Deci nu era nicio presiune pe mine. Pregătindu-mă săptămânal, am început să înțeleg mai ușor matematica, începeam să rezolv subiecte singur de bacalaureat, începeam să mă descurc și asta era super fain, având în vedere că eu luasem numai note mici la matematică în liceu, nu mă descurcam prea bine, dar și eu eram leneș și nu prea depuneam efort. La română știu că am început să mă pregătesc cu 2-3 săptămâni înainte și am început să învăț comentariile la operele care erau cel mai probabil să pice. Deși am revizuit toate comentariile, mi-am dat seama că unele opere nu pot pica decât la uman. Așa că mi-am eliminat câteva opere din start și am rămas cu mai puține. Deși în programa de liceu sunt toate operele, la bacalaureat nu o să pice una din alea dubioase. Pentru informatică la bacalaureat nu m-am pregătit prea mult, am lucrat și aici câteva variante, deoarece dificultatea și modelul de subiecte era puțin mai diferit față de ce lucrasem eu înainte și trebuia să mă obișnuiesc, dar a fost totul foarte ok. Atât la bacalaureat cât și la preadmitere am avut o rutină pe care am respectat-o și sunt câteva detalii, dar cel puțin pentru mine sunt importante. Iată câteva dintre ele. Dacă în perioada aceasta ai un program destul de nocturn, adică te culci undeva la 2 dimineața și te trezești la 1-2 după amiaza, încearcă să schimbi programul ușor-ușor pentru că somnul e foarte important și dacă o să vrei să te culci la 10 seara înainte de examenul de bacalaureat, o să-ți fie aproape imposibil. Știu că înainte de examene mă culcasem undeva pe la 7-8 seara, numai ca să mă trezesc super dimineață, pe la ora 5-6, să fiu cu totul treaz la examen. Dacă mă trezesc la ora 8 și ceva și la 9-10 examenul, nu o să fiu concentrat la capacitate maximă. Totodată am încercat să dorm între 8 și 10 ore, nu mai mult, nu mai puțin, pentru că și chestia asta e importantă. Dacă dormi mai puțin de 8 ore, e obvious că ești obosit, dar dacă dormi mai mult de 10 ore, la fel de obosit vei fi. Deși probabil nu ai poftă de mâncare dimineața, e foarte important să mănânci foarte bine înainte de examen. Dacă o să ți se facă foame în timpul examenului, e foarte greu să te mai concentrezi. Îți recomand să mănânci chestii care te ajută să te concentrezi mai ușor, cum ar fi alunele, iaurt, semințe de dovleac, nuci, fructe uscate, lucruri de genul ăsta care sunt și sănătoase, dar te și ajută să te concentrezi mai ușor. Evită zahărul și alcoolul înainte de examen, nu te ajută cu nimic. Totodată, e important să fii foarte bine hidratat. Dacă o să ți se facă sete, iar nu te vei concentra foarte bine, dar din câte știu ar trebui să ai apa asigurată de la liceul în care susții examenul de bacalaureat, pentru că e și vară, e și cald afară și chestia asta ar trebui să vină de la ei. Dacă nu, e bine să ai o sticlă cu apă cu tine. E foarte important să nu te grăbești, să rămâi până la finalul examenului în sală, mai ales că ăsta e cel mai important examen pentru tine, având în vedere că anul acesta nu se mai susține admiterile la majoritatea facultăților. Deși eu la bacalaureat n-am stat mai mult de o oră jumătate, 2 ore la orice probă, e deoarece aveam deja asigurat locul la facultate și știam sigur după o oră jumătate că promovam respectiva probă, nu eram în dubii că nu o să trec. Dar la preadmitere, care reprezenta cel mai important examen pentru mine, am rămas
3 ore jumătate din 3 ore jumătate. Am stat până la final. Efectiv, am ieșit ultimul din sală. Și chestia asta a fost ca o ambiție pentru mine, pentru că de mic mă grăbeam la concursuri, la tot felul de examene, să termin printre primii, să scap cât mai repede și lucruri de genul ăsta. Și mi-am promis că la examenul ăsta o să fiu concentrat și o să stau până la final. Și chiar deși terminasem, să zic, în 2 ore, în 2 ore jumate și mă și verificasem de 2-3 ori, am zis că rămân până la final să ies ultimul din sală, că poate mai văd ceva ce ar putea fi modificat și să nu regret timp de 3 ani că n-am stat o oră în plus la un examen și am ajuns la o facultate pe care nu o voiam. Dar pot să zic că ora aia de stat în plus m-a ajutat foarte mult. Sigur, ți-e foarte greu să stai într-o bancă timp de 3 ore să te concentrezi, trebuie să fie totul cât mai rapid, vrei să termin cât mai repede, dar dacă te grăbești, s-ar putea să regreți asta pe termen lung. Deci mai bine să stai cu ceva timp în plus la un examen, cât să regrezi decizia ta în viitor. O altă chestie care te poate ajuta la orice examen, dacă ai terminat destul de repede și vrei să te verifici, nu o fă imediat, adică nu ai terminat subiectul de lucrat și îl reiei din nou și începi să te verifici. Aștepți 5-10 minute dacă ai destul timp disponibil și te gândești la total altceva numai ca să uiți de subiect, iar după acest interval de timp, ceri o ciornă nouă și începi să rezolvi din nou subiectul fără a avea acces la ciornele vechi sau la rezolvările vechi pentru a nu fi influențat. Și o să observ că astfel îți dai mai ușor seama de greșelile pe care le-ai făcut, că obții alte rezultate când ai calculat a doua oară și vei fi mult mai atent. Poate asta sună stupid, dar verifică-ți pixurile acasă. Eram la examenul de bacalaureat și am observat în jurul meu că erau oameni care erau frustrați că nu le mergea pixul efectiv. Și le-au cerut pixul supraveghetorilor, iar chestia asta mi s-a părut destul de amuzantă. Eu la preadmitere am avut de desenat un tabel la ultima problemă și n-am avut o reglă, așa că mi-am folosit buletinul. Deci în cazul în care ți-ai uitat regla acasă, poți să-ți folosești buletinul lejer. Dacă mai ai completări de adus la acest episod, le poți lăsa în comentarii și eu o să le citesc. Îți mulțumesc că te-ai uitat la acest episod. Dacă ai nevoie de ajutor la informatică sau chiar tu vrei să-ți oferi ajutorul, te așteptăm pe info9.ro. Dacă vrei să mă contactezi în privat, ai link spre cartea mea de vizită online în descriere. Îți urez mult succes în tot ceea ce vrei să faci.